Am venit să dăm oile la strungă. Nu, oameni buni. Suntem aici clar la o sesizare, că nu știam eu că avem și stână în sectorul 5. Iată că avem și stână. Acum te întreb omenește, până să vedem ce măsuri o să dispun. Dacă tu ai locuit la una din casele astea și ai primit, sau la blocurile astea care se construiesc acum, și acum pe timp de vară, ia uite, miroase a urină de cale de 5 poște, a ajuns până la mine la primărie. Deci, care e soluția? Aici clar nu mai poți să stai. Eu înțeleg că Bucureștiul bucur cu tare, dar gata, domne, dă-i în sectorul 5, domne, sunt blocuri, case, uite, la 5 metri, la 10 metri, se construiește, uitați aici. Cum, domne, cum facem? Nu știu, tăticule. Terenul ce, a cui e terenul? Nu e? A stras așa cu săgeata și au căzut și oile și săgeata aici. Casa dumneavoastră am înțeles că e pe ce? Pe domeniul proprietate. Da. Lângă proprietate ți-ai făcut și tu o mică stână așa. Da, câte capete ai? Ce? Da, tot și de 60. Haide, domnule, tăiem, facem un grătar și gata, ce să mai... Ca să... Nu e... Da, deci, da, da, domnule, bă, eu vă disciplina în construcții. Știi cum facem? Unde-ți duci oile? Păi dați-mă așa o tip. Cât? Zi-mi cât să-ți dau. Bă, nu mă, trebuie să de fară. Nu, nu. Ia-le, nu. Bă, domne, dar du-te nu, unde vrei. Nu aici în sector și lângă oameni și nu pe domeniul public. Pe asta am ajuns de rând supurcilor, domne. Ce noroc am eu, ce noroc eu. Când eram în 6 am găsit oi. Când eram în 4 am găsit oi. Migrați, ce se întâmplă? Mai sunteți mulți șobani pe aici? Descendentul. Bă, eu n-am nimic cu meseria asta. Da, ok, și mie îmi place brânza. Am înțeles că ai tarabă și îmi spun că ai tarabă și în piața Rahova, nu? Vin și brânză. Da. Bravo, bă, tată. Păi, du-ți-le, bă, tată, unde vrei. Tăticule, cât să-ți dau, că eu ți-le iau în 2 minute. Îți dau și blana pantofi. Într-o zi, nu poți, domnul primar. Lăsați-mă să mă descurc eu. Zi-mi așa. O săptămână, două. Perfect, perfect. Somație acum, lăsat proces verbal. N-ai înțeles, 10 zile. Acum 10 zile. După 10 zile apar floricele, da? Păi, de la miros de urină să miroasă și oamenii ăștia în zona ceva. Adică nu știu unde te duci, îmi pare rău, te înțeleg. Salubrizarea recepție. Contactați urgent pe cei de la Poliția Animalelor, pe domnul Bogdan de la Corpul de Control, îți dă locația, trimiți acum utilaje, AES-ul îmi trimite să și cosească de jur împrejur, să creăm, să facem curat, iar peste 10 zile dispare toată stâna asta de aici. Da? În cât suntem azi? În 5. În 5. Pe 13, să fie zi cu noroc. Pe 13 mă întorc înapoi în zonă. Tată, picior de capră, de iepure, de ce ai tu pe aici? Da? Vreau să ți-o dau astăzi jos. Acum, pe loc. Da. Înțeleg, suntem oameni. Da, înțeles. Nu se mai poate. Deci nu, văd că ai sistup, ți-ai îngo... Și uite-te, disconfortul. Acum n-aveai oile. Te stăteai în casa aia. Mă, stăteai în casa aia. Stăteai în blocul ăla. Cam ce se întâmplă? Pe bune. Așa este. Nu, așa pe bune. Ca dumneavoastră zic, nu? Da. Crezi că toți ăștia din zonă te iubesc sau le dai câte o brânză sau o oaie? Când mai trec așa pe stradă și te înjură, mai le arunci o oaie peste gard? Nu, dar oamenii au fost, înțeles, m-au găsit pe aici. Dom'le, gata, s-a terminat. S-a terminat, gata, domn primar. Vezi unde o duci? Trebuie să fac la un fel. Te descurci tu. Da. Nu mai aici. Nu știu, în sectorul 5 nu stai. Da, și devenim și prieteni, da? Da, domn primar, da. Taraba ta la piață, țineți-o că n-are nimeni nimic, vindeți marfa, da? Da. Ok. Ok. Frumoase, da. Asta e. Asta e. Și până unde? Deci, bă, când vin ăștia acum, Bogdane, când vin de la salubrizare, tot ce e jur împrejur, rămâne decât stâna asta, atât. Restul de jur împrejur se curăță tot și se salubrizează. Peste 10 zile, da? Da, berbec ai, domne, unde-i berbecul, domne? Unde-i berbecul, domne? Eva, doarme săracul, că la câte oițe are? Nu e multe, ha? Auzi, bă, că nu e multe. Deci nu e multe pentru berbec. Lasă-l să doarmă, nu-i problemă.
Nu de asta. Auzi, dacă cumva nu ești gata, aducem noi berbeci să-ți delămâiam astea pe aici. Nu e problemă. Bine, bine. Hai. Om bun. Da, oricând și la orice oră, da? Vorba-i vorbă. Cu ce vrei să te ajut în, în rest pentru ca locuitor al sectorului 5, stau la dispoziție. Ce stradă? Strada? Teiuș cu intersecție cu Sfânta Ana. Teiuș, intersecție cu Sfânta Ana. Până o, Sfânta Ana. Până o băgăm în reparație sau acuie strada administrată de capitală sau de noi, rezolvă problema aia. E o groapă de intri cu totul în ea. Rezolvă problema aia și îmi raportezi. Ai două zile, trei zile maxim. Eu am făcut reclamația domnului primar. Recepționat, domn primar. S-a rezolvat aici. Deci Teiuș cu Sfânta Ana, da? E o groapă, măcar pune acolo. Pune ceva să treacă oamenii. Balastru, nu știu ce dracu puneți acolo. Pune ceva să până îi băgăm. Și băgați-o ca prioritate. Auzi că toată strada e și e stradă de legătură. Oameni buni, București, uite cartier rezidențial, uite case în construcție, dar oamenii ăștia, asta ce e pe poze? Auzi, calul ăla e mort? Nu. Mânzu? E mânz. A, sărac. Uite bă cum îl ține. Ce faci mă, căluț? Te ține în soare? A? Ce e? E iapă, nu? Dacă are mânz. Ce, tată, ce e? Te-a muncit? Mă, dar ăla-i bolnav, mă, săracu. Ia vedeți, mă, se ridică, ia uitați. Nu, este viu, domn primar. Da? Tu ești de la... Hai, bă, șoricel, dă, vei? Na, lasă-l, gata, nu-l speria. Nu-l speria. Lasă-l aici, lângă, mă, mic. Aici am primit sesizările, Bogdan, nu? Da. Cu proprietarii care nu... Da, în schimb. București, domn. București. Ora exact. Asta ce e? Ia uite, bă, are și televizor, bă, băiatul. Ce faceți, oameni buni? Hm? De unde sunteți deloc? De unde? Din ce sector? Sectorul 5. Și cum, tată? Cum ați ajuns aici? Câte familii sunteți aici? Familie. Cât? Una. O singură familie. Și cu ce vă ocupați voi? Fiare. Ce să faci, bă, cu oamenii ăștia? Ce să faci? Sunt în evidența noastră la asistență socială? Aveți ceva, dosare la noi, David, la asistență socială, ceva? Oameni buni, eu n-am nimic, știu ce înseamnă. Dar hai să înțelegem cu toți și să vedem cum o găsim o soluție comună. Vino mă încoacă, ești bărbat sau ea e șefa în casă? Ea e șefa? Gata șefa, cu e cu tine? Bă. Gata șefa. În primul rând, eu vă spun astăzi, n-am nimic, sunteți pe proprietate. Dacă proprietar tu îi convine oricum, garda de mediu, ăsta mediu. Amendă pe proprietarului pentru salubrizarea terenului. Îi dai proprietarului. Oamenilor nu le faceți nimic. Da? Iar în sectorul 5, tată, te rog frumos, n-ai ce să cauți cu calul pe... Dacă ți l-am prins, avem probleme. Avem aici poliția animalelor, avem lege. Vreau să mă înțelegi, da? N-am venit să fac rău. Vreau să mă înțelegi. Am vorbit cu frumos. Îți spun și te avertizez. Aici, tată, mediu. Luăm măsuri asupra proprietarului, în primul rând, sigur. Că ne-a pus pe drumuri, adică una scrie și văd că scrie la toată lumea. Doi, nu avem treabă ce scrie, nu ne interesează, am constatat lucrurile astea, iar cu dumneavoastră n-am treabă decât dacă vă găsesc cu calul și căruța pe stradă. Atât. Restul, să fiți sănătoși, iubiți.
Dacă vă putem ajuta, aveți copii și aveți, intrați într-un program de asistență socială la noi, cu cea mai mare plăcere. Ai auzit, Barosane? Taticu, eu ți-am zis odată, nu știi de unde apar și răsar. Deci, cu voi am închis. Nu amendați, nu faceți nimic cu oamenilor decât cu calul. Da? Îi aveți de la Poliția Animalelor, îi aveți în evidență, nu? Presupun. Ok. Și dați-le, nu mai țineți în soare acolo. Băgați-l undeva și pui el. Tu stai la umbră, Barosane. Dă-i și lui, vezi că are un mânz. Lasă-mă, bagă-l aici, uite, bagă-l la tine dacă tot ai adus. Adu-ți-l acolo. Că... Da, stă în soare așa cu mânzul ăla. Ne-am vorbit, da? Rămâne vorbă. Bine. Ce-i mă, tata, aici? Drumul oaselor, ce-i aici? Oi trei eu, bă, tata, oi trei. Cum e? Se cântă, ți-a ieșit coșarul în drum la mine invers, a ieșit primarul în drum, s-ar putea să ai ghinion de acum. Tată, uite care e treaba. Te-ai întâlnit cu mine? Mai sunt o grămadă încolo, am înțeles. Da, mai sunt niște. Da? Te-ai întâlnit cu mine. Dacă mai te văd în sector, cu atelajul ăsta, ne certăm. Deci nu mai ai voie pe drumuri publice cu căruț. Am înțeles, da? Da, da. Și mai ușor, de unde ești tu de loc? Eu sunt din Jilava. Din Jilava. Da. Și n-ai, mă, acolo, că acolo merg caii pe drumuri. De acolo e la țară. Păi da, noi numai pe drumuri de-astea de pământ. Nu mergem pe sus. Eu ți-am zis, stai că... Nu, poate nu tu, da. Ați scăpat în sectorul 5, zici că e vestul sălbatic aici. S-a închis jucăria, ți-am zis. Am venit la voi, vă anunț. Asta n-am înțeles. Mari, decât legitimații, luați-le datele, să avem în evidență. Să știm că ne-am întâlnit, să știm, da? Cu calul, și aveți și voi grijă cu calul ăsta? Da, e bătrână, domnule. E bătrână, da? Eu v-am spus, ne certăm dacă intrăm pe drumuri publice, da? Da. Hai. Bună, mă, tată. Ce faceți, copii? Cai, căruțe. De unde sunteți deloc? Noi? Da. Eu sunt aici din București. Din ce sector? Sectorul 3. Sectorul 3. Da, tu ești băiat? Da. Da, te-ai vopsit, nu? Bravo. Te-ai vopsit? Da. Când de la distanță am zis că vorbesc cu o doamnă. Da. Și câți locuiți aici? Am văzut că și cu cai și cu căruțe, nu? Da, ne avem un cal și o căruță. Da? Un cal și două căruțe. Un cal și două căruțe. Da. Aveți coafor aici? Aveți de tot? Nu, ne ducem acolo și ne vopsim. Acolo? Identificați, date de identificare, 48 de ore salubrizare. Da? Nu există... fiecare apare la domiciliu la el acolo. S-au raportat în zonă multe... Pe unde mergeți? Pe drumuri publice cu căruța? Mai mergem pe la țară și... Pe la țară, așa? Da. Păi e adevărul că aici în sectorul 5 e ca la țară, nu? Ei sunt ca acasă. Nu ai nicio problemă. Tataie ce face? E obosit? Da, e și el bolnav. E bolnav săracul. Tataie! Dormi? Da. Ce, a avut noapte lungă? Nu. E lui somn, că a umblat toată ziua. A umblat, da? Da, a fost la cer și... Papu! Papu! Uite, vorbește dânsul cu tine. Ce faci, papule? Hă? Ce faci? Dormi, e? Unde locuiești? Aici. În ce sector? Sectorul ăsta aici. Bun, dar în ce sector? Pe buletin ce scrie? N-am buletin. Și cu ce... N-am nevoie de buletin. N-ai nevoie de buletin? N-am.
Culcă-te la loc, stai liniștit. Culcă-te la loc, să n-ai nicio problemă. Stai liniștit. Ia uitați-vă, nene. Bronx. Ce e aici, bă, Eldorado? Domnul comandant, ia identificați, are număr? Da. Poate plânge cineva după ea. Da. Văd că e tăiată pe bucăți, mică, a băgat-o aici. Care o ducea? O ducea la Rabla, o ducea nebii undeva, totuși la... Poate plânge omul, vedeți? Și luați legătura cu proprietarul. Dacă a vândut-o, dacă n-a vândut-o, dacă i-a dispărut. Ia dă-ți mă părul jos să te văd. Păi nu pot să văd. Dă-l mă, desfă-l mă, să vedem așa, să-ți vedem talentul. Hai, vrei, lasă. Hai, bă, te-ai vopsit așa? Utilajul am înțeles că... Vă raportez până acum că eram cu circulația să ridicau atelajul. Da, știu asta. Și la animale, la cai. Am înțeles că ceva la Curtea Constituțională sau ce au zis, că nu e constituțional treaba cu ridicatul... De confiscarea căruței. Confiscarea căruței, da. Okay. Da. Mi s-a întâmplat cu calul unde îl duce? Vor acum mergeam cu echipajul ASPA, au o mașină de transportat cabaline și le duceam la... E un centru de primire a cailor la capitală. Ia activați-vă și vreau să vă primi 10 cai care pleacă de aici din zona asta, care i-am găsit eu, i-am văzut noi aici. ASPA, avem adăpostul pentru cai, nu știu care este, ca să nu mai, ei spun, ori se duc, le dăm un termen sau nu știu, găsiți o soluție. Dacă n-am microchip? Ai înțeles? Păi n-am, de unde microchip? Fierul vă raportez, deci poate să vă raportez și domnul Bud, dacă se ridică atelajul căruța, i-am terminat. Pentru că atelajul, asta suferă ei, atelajul. Am lege să-i ridic atelajul acum, am sau nu? Nu. Deci, asta este. N-avem, lăsăm atelajul proprietatea lui și luăm calul motor. Îl ducem la adăpostul creat cu ASPA, nu? Și asta este, restul de aici... Asta numai dacă îi găsim pe drumurile publice, da? Da. Restul aici... Am înțeles. Sezizările vin grămadă de la coitor. Ba pentru fur, ba pentru discom, ba pentru miros, cum am fost acolo cu stâna de oi. Am înțeles că avem și crescători de găini, gâște, cu mii de bucăți, tot așa în... Da. Da. Hai să vedem și gâște și da. Ce mai avem de văzut. Ce mă surpose aici am? Spune-mi și mie. Mă, dacă aveți mașină, papuc de ăsta de cărat, ce treabă mai aveți, bă, cu cai? La ce vă trebuie, bă, cai și căruțe, mă? Bă, gata, bă, e București, auzi? Alo, București, bă? București? S-a terminat. Ce căutați, mă, uite, asta? Ia-ți, bă, du-ți necazul, plimbă-ți fierul, faci ce vrei tu, dar du-te, bă, nu cu calul, bă, și căruță. Te cred, bă, dar acum trăim, ce, cu ce trăim? S-a terminat, mă, uite, dacă ai cai, ai putere, uite, na. Cine merge cu ea, facem pușcării, dacă n-avem șofer. Cum n-ai șofer? Când n-avem șofer. Păi și de ce ați luat-o atunci? Când vrea vine, când nu, nu.
Păi și asta este, te duci pe stradă, nu te duci cu calul când vrei. Eu v-am spus, uitați-vă bine în calendar, că de astăzi s-a terminat, gata. Deci s-a terminat, poți să duci, spune la toți ăștia, că mai merg o săptămână pe aici și tu mai nu scăpați de mine. Dar dacă v-am prins în sector, cu căruța, gata. Păi haide, că am nevoie, avem nevoie, am nevoie. Haideți, vă angajez pe toți. Haideți. Păi treci, uite. Contact la salubrizare, vă dau o zonă și stați acolo la muncă. Sâmbătă, duminică, n-aveți decât să, uite, cu utilajul ăsta să vă duceți, vă faceți voi talentul cu fierul vechi al vostru. Și dacă vreți ajutor, asta facem. Vreți să vă angajăm, dacă vreți, vă angajăm la salubrizare, fără probleme. Cu calul și căruța s-a terminat. Da? Iar aici vă dau termen 10 zile. Da? Peste 10 zile avem deadline și la oi, și la vaci, și la porumbei, pe unde n-aveam fost. Deci aici, zona asta, domnilor, zona asta, toată zona și să închidem, 10 zile, avertisment, inventă, proprietarii, inclusiv acest proprietar, amendat pe mediu, da? Pe mine nu mă interesează dacă proprietarul a permis să salubrizeze proprietarul. Sau ne plătește pe noi la societatea de salubrizare și facem curat. Dacă nu, oricum îl amendăm, da? Deci astăzi câte procese verbale aveam? 5? 6? Ah, am pierdut unul. Cu ăsta 6. Așa, mă, oameni buni. Deci, tati, fiecare cu necazul lui. Să vă dea Dumnezeu sănătate și... Vreți, veniți la noi, vă angajăm, v-am spus, la salubrizare, reți, fără cai și căruțe. Doamne ferește, Doamne ferește, bă, Doamne ferește, bă, coală lângă astea, Doamne, Doamne, în colțul casei, în colțul blocului, ia uite ce e aici. Mamă, ce cald e. Bulibașe, ce faci, Bulibașe? Mustață sau ai de Bulibașe? Și eu sunt un fel de Bulibașe, dar la primărie. Da. Vorbim așa, ca între... Da. Ia spune-mi, ai documentație pe mizeria asta de aici, pe focarul ăsta de infecție? N-ai. Păi nu chitanță de mână, pentru o construcție, tată. Ai? Nu, mamă, băi, pe grajurile astea, da, că nu e. Păi, atunci, bă, tată, nu e voie cu așa ceva. N-ai voie. Dar terenul nu e iar dumneavoastră, păi teren? Acum, păi unde-ți documentele? Păi am chitanță acum. Da, vă rog să... Nu, hai, uite, merge acum cel de la disciplina construcției, arătați tot ce trebuie, da? Da? Hai, duceți-vă. Duceți-vă cu omul. Hai, duceți-vă și arătați documentele. Iubitul, hai. Mulți înainte de acum încolo. Mulți înainte, dar arată. Nu mai... Suntem în București, da? Ce avem de făcut? Aici ce au zis? Că n-au documentația pe teren sau ce zis? Pe, ce spune? Nu. Iar aici gardul a fost făcut de lucrătorii noștri de la primărie aici. Și a băgat pe teren. Și ăsta e făcut de cine? Gardul a fost făcut de noi. Păi și terenul a cui e? Păi și rațele alea cui sunt? Păi ia scoate-le, mă, de acolo. Păi scoate-le mai repede, că noi am îngrădit terenul ăsta. Aici nu faceți fiecare ce vrea. Hai, acum le scoți. Mama e, n-ai înțeles că acum ți le scoți. Uite-te, uite-te și tu ce zonă aglomerată. Uite-te școli, uite-te curte. Cum să tolerezi, mă, așa ceva? Mă, tată, nu mai e loc cu să crești așa ceva. Gâște, găini, curci, eu știu ce. Nu mai e. Tăticule, dar du-le, de ce nu le bagi la tine în curte, mă? Păi bagă-le la tine în curte și poți să crești ce vrei tu la tine în curte. Acolo în curte faci ce vrei, nu se ia nimeni de tine, tată.
Nu avem nicio problemă. Ce? L-am mai demolat până la propriu. Proprietarul am vorbit și a pus. Noi am proprietarul că el. Noi am îngrădit, l-am mai amendat o dată pe proprietarul ăsta și dați amendă maximă pe mediu. 1 miliard de lei dați amendă. De la vechi. Proprietarului. Uite-te și tu ce facem aici, mergem. Lasă-ți, dă-te mai așa ca să sperie de tine, dă-te mai așa, vino cu. Hai, lasă ușor. Hai că, uite, se duc la ele acasă, băgați-le în curte la voi. E. Nu mai e loc, bă, tataie, înțelege și tu, bulibașii, care e problema. Că toate castanele vin la mine, zice că eu, noi tolerăm primăria. Bă, alea, că acolo are nimeni la tine în curte, faci ce vrei, poți să-ți crești. Da? Iar aici trebuie să faceți o... cu direcția de sănătate publică, pe adresa asta aici. Da? City manager, recepție. Luați legătura cu echipa de control care a fost astăzi în zona din jurul străzii Floare de Colț. Vă spune despre ce acțiune este vorba. Atenționați și rugați direcția de sănătate publică să vină să măsurile coercitive ce se impun. Proprietarii de terenuri amendați pe mediu, iar proprietarii de animale, la ei în curte nu avem nimic cu ei, să-și vină direcția de sănătate publică. Nu. Dar ce am găsit, te ia cap. Hai, bulibașa, sănătate, să fii iubit.